Zilele acestea, zeci de copii și părinți de la mai multe școli și grădinițe din Timișoara au luat parte la seria de evenimente organizate în cadrul Zilelor Educației Ortodoxe. Manifestarea de anul acesta s-a desfășurat la sediul Școlii Gimnaziale Sfântul Antimi Vireanul și al grădiniței Troița din Timișoara. Programul a cuprins atât o conferință dedicată creșterii armonioase a copiilor, cât și o sărbare intitulată Drag mie portul românesc. La această sărbare, copiii de la grupa pregătitoare a grădiniței Troița au susținut recitaluri de cântece și poezie, precum și alte momente artistice, iar la final au primit câte un costum tradițional. Cea de-a patra ediție a zilelor educației ortodoxe, cu sărbarea grupei mari, Drag mie portul românesc, și la sfârșitul căreia, ca o tradiție de 4 ani de zile, înmânăm costume populare copiilor de la grupa mare. Spre seară, părinții și copiii l-au primit în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului. Am avut bucuria să mă întâlnesc în seara aceasta cu părinții copiilor care învață la școala Antimi Vireanu de aici, din Timișoara, și am pus la cale mai multe proiecte pentru întărirea disciplinei în școală și ca ora aceasta de religie să aibă o conotație cu totul deosebită în viața copiilor. Aici copiii au profesorul lor de religie și eu zic că este un exemplu bun și pentru celelalte școli din eparhia noastră. Faptul că aici este o școală, deja am putea spune, cu o tradiție în care valorile moral creștine sunt la loc de cinste. Pentru noi prezența în alt preasfinției sale în școala noastră este nu numai o onoare, ci este o nevoie. Orice întâlnire este un prilej de a ne bucura nu numai de foarte multă învățătură, ci de căldura, de înțelepciunea și de tihna cu care toate lucrurile se rânduiesc când dai multă credință. Tot acum a avut loc și lansarea celui de-al doilea număr al revistei Bucuria Cuvântului, editată de elevii și profesorii școlii. Cum a luat naștere această inițiativă de a edita această frumoasă revistă? Copiii noștri au un dar foarte frumos, sunt foarte creativi și sub îndrumarea profesorilor și a coordonatorului acestei reviste, ei pot să se exprime. Copiii au un dar foarte frumos și e păcat să nu și îl exerseze, să și îl potențeze, astfel încât atunci când vor fi mari, poate că vor fi mari scriitori. Bucuria Cuvântului aduce acum o temă foarte frumoasă, La revedere vacanță, Bun venit școală. Sunt articole scrise de colectivul de copii al redacției Bucuria Cuvântului, experiențe din vacanță pe care le-au petrecut copiii alături de părinții lor, în familie, dar și în tabere. Experiențe frumoase din care putem să învățăm cu toții. Tot în cadrul zilelor educației ortodoxe, sâmbătă aceasta au avut loc diverse activități sportive și recreative pentru copii și părinți, precum și numeroase ateliere practice și creative.